Și începem jurnalul cu o tragedie care a avut loc într-un sat din Călăraș. Acolo o copilă de nici 5 ani a murit după ce s-ar fi intoxicat cu o substanță din gospodăria în care locuia alături de bunici. Șocul veștii ar fi fost fatal bunicii. Inima femeii a cedat chiar în timp ce se afla la spital la urgențe și bunicul copilei a ajuns pe mâna medicilor. Un lung șir de evenimente nefericite care au deschis mai multe anchete. Reporterul Observator Ana Grigore a urmărit subiectul și ni se alătură chiar acum. Ana, bună ziua, până acum sunt multe necunoscute în ecuație. Ce știm clar? Bun găsit! Familia a luat masa în ziua de flori. La masa au participat 10 persoane, 6 adulți și 4 copii. Fetița în vârstă de 4 ani a început să se simtă rău încă de duminică seara. Avea simptome de toxinfecție alimentară, însă părinții au chemat ambulanța abia a doua zi dimineață. Medicii ajunși la fața locului au găsit-o pe fetiță în stop cardiorespirator, au început imediat manevrele de resuscitare și au plecat cu ea spre Spitalul Județean Călăraș. A urmat apoi 2 ore de resuscitare, însă în cele din urmă au fost nevoiți să declare decesul. După masa din ziua de flori și bunicii fetiței au început să se simtă rău, au fost și ei transportați luni la spitalul din Oltenița, prezentau și ei de asemenea simptome de toxinfecție alimentară, însă spun medicii, simptomele lor erau ceva mai vagi, puteau fi tratate cu ușurință. Cauza morții bunicii este stop cardiorespirator. Mai exact, femeia a făcut infart după ce a aflat că nepoata sa a murit. Bunicul se află în continuare internat la secția ATI și starea lui este stabilă, va fi externat în câteva zile. Familia a consumat duminică pește cumpărat de la magazinul din localitate, macrou congelat mai exact, dar și alte produse din carne. Autoritățile au deschis acum o anchetă, iar directorii și specialiștii ANSVSA au luat probe din mâncarea aflată în frigiderul familiei, dar și din magazinul de unde a fost cumpărat peștele, iar rezultatele necropsiei vor stabili cu exactitate care este cauza morții copilei. Ana, mulțumim foarte mult! Afli oriunde-i fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.